What you gonna do when they come for you? Băi, nu te râdești, nu are cum să fie asta, că și Răzvan s-a uitat exact la fel la mine și... Salut, Alex! Azi vorbim despre ceasuri de alergare. Îl am alături pe Alex Moise, omul care reprezintă Garmin în România, Ungaria și Moldova și Bulgaria. L-am invitat astăzi aici ca să vă facem un review pentru Garmin Fenix 5. Aș putea să-l întreb pe Alex despre ce înseamnă brandul Garmin, dar am căutat pe Wikipedia și vreau să vă spun că brandul a apărut în 1989 și s-a numit ProNav la început. Și la un moment dat i-au ajuns să fie cunoscut pentru ceea ce vedem noi astăzi. La începutul anilor 2000 au explodat device-urile de navigație auto, iar undeva tot în anii 2000 am început să ne focusez pe partea de sport, dar spre finalul anilor 2000 am reușit să ne impunem în acest domeniu. Gama Fenix apare în 2012, când Garmin scoate pe piață un ceas dedicat alergătorilor de ultramaratoane și în general sportivilor de anduranță, anunțând o durată de viață a bateriei de 50 de ore. Acela era Fenix 1 și asta se întâmpla în 2012. Vorbim despre Fenix 5, care a apărut în mai multe variante, corect? Da. A apărut într-o variantă de damă mai mult sau pentru încheieturi mai mici? Nu, l-am purtat eu pe ăla de damă turcoaz. Nu e de damă, arată super bine la băieți și turcoazul ăla este de departe cea mai frumoasă culoare de la un Garmin pe care am văzut-o până acum. Și varianta X, care suportă hărți și este varianta un pic mai mare, aceeași dimensiune cu fostul 3. Are un senzor de puls integrat, nu mai trebuie să spui veșnica centură pe care trebuie să o speli, care transpiră și așa mai departe. Are barometru, altimetru, senzor de căldură și posibilitatea de a încărca hărți, posibilitatea de sincronizare, posibilitatea de live-uri. Am făcut un live de 11 ore de pe ceasul ăsta, era live pe net. Ceva incredibil, cât de multă tehnologie în cap pentru un produs atât de mic. Aș putea adăuga faptul că monitorizează foarte multe sporturi, de la alergare, bicicletă, not, triatlon, inclusiv cu tranziții, snowboard, ski, ski de tură, rowing. Eu îl port de cel puțin 6 luni și poate cea mai relevantă competiție la care l-am portat este o proba OCC de la UTMB, 55 de km prin munți. Ei bine, acolo are o funcție foarte interesantă acest ceas, poți să-ți încarci harta cursei pe care o vei alerga, înregistrată în avans de către organizator, și el te va ghida pe munte. Chestia asta mi se pare incredibilă. Dacă te rătăcești, ceasul îți va spune unde ești. Pentru o cursă care durează peste 10-12 ore, ai nevoie de o durată de viață a bateriei foarte bună. Ceasul ăsta mai avea vreo 40 sau 50% baterie când am terminat 12 ore de alergare, ceea ce mi se pare fantastic. Ce îmi place foarte mult la el, am mai alergat și maratoane pe plajă, am făcut foarte multe antrenamente și de spinning. Ceasul ăsta are sute de ore de antrenament, pulsul este foarte, foarte aproape de realitate, lucrez foarte mult cu heart rate-ul și mi se pare că este un lucru extrem de important ca ceasul să arate bine pulsul și acuratețea GPS-ului mi se pare că este absolut perfectă. L-am testat pe colțuri de stradă și așa mai departe. Dacă îl lasă să facă treaba și nu îl pui pe modul ultra-track de salvare a energiei, ceasul ăsta o să-ți facă treaba bine din toate punctele de vedere. Mi se pare incredibil că eram în anumite puncte din cursă de la UTMB, știam care e altitudinea de acolo și mă uitam la ăsta și îmi spunea exact metrii la care mă aflam deasupra nivelului mării. Mi se pare o chestie extraordinară asta. Și pentru când vă plictisiți de culoarea brățării, are și un sistem foarte mișto, se numește Quick Fit, pe care celelalte ceasuri nu-l aveau. Poți să-i scoți brățara, să o înlocuiești cu alta, sau, dacă vrei, poți să-l legi la gât. Ceasul ăsta mi se pare genul de ceas în care, nu știu, îl pui la mână și ai încredere. E clar, nu e un ceas de jucărie, e un ceas de bărbat, un ceas solid, construit foarte frumos, pe care nu mi-este rușine să-l port la niciun costum pe care l-aș avea. Chiar dacă nu alerg ultramaratoane, purtând ceasul ăsta, mă simt așa ca un fel de Kilian Jornet de București. Și totuși mi se pare ceasul ăsta, Alex este expert în vestimentație masculină, mi se pare că se potrivește foarte bine și la a fi purtat de zi cu zi. Poți să-l port și în weekend-uri, dar poți să-l port și la birou, într-o ținută casual. Dacă nu trebuie să mergi în costum la birou, merge la absolut orice ținută. Garmin Fenix 5 este perfecțiunea în ceea ce înseamnă ceasuri pentru sportivi, bate orice altceva ce există pe piață și
sincer, am văzut nebunia care s-a întâmplat, de exemplu, la Black Friday, când Garmin Fenix 3, o generație mai veche, s-a vândut cu 1000 de lei, un preț cam la jumătate din prețul lui normal. Da, jumătate. S-au vândut toate bucățile în România. Oamenii își doresc acest ceas și pe bună dreptate este ceasul pe care, ca sportiv, ți-l dorești pentru că te face să te simți și mai sportiv decât ești. Îți dă o super încredere, arată bine, este foarte precis și nu te va dezamăgi niciodată. Mi se pare o investiție pe care, ca sportiv, dacă o faci, n-ai cum să o regrezi niciodată. Nota 10 din 10 pentru Garmin Fenix 5, perfecțiune în ceea ce privește tehnologia la alergare. Vreau să-i mulțumesc lui Alex că a venit astăzi alături de noi. Este nu doar un om de brand, ci și un sportiv îndrăgostit de alergare. Face sport în continuare, că n-aveți cum să dați greș. Vă mulțumim mult că v-ați uitat la acest review. 3, 2, 1, sport. Am fost Radu și Alex. Hai, pa! Treabă-ne din chestii. Despre produs? Da, nu știu, hai să-l prezint pe Alex. Uite ce mai merge?